Sute de mehedințeni pleacă la sfârșitul săptămânii în stațiunea montană Rânca pentru a se distra și a se bucura de perioada iernii. Cu toate că vremea este foarte rece în zona de munte, oamenii continuă să-și petreacă zilele pe pârtie alături de cei dragi. La sfârșitul săptămânii, atât mehedințenii cât și alți locuitori din alte localități vin în stațiunea montană Rânca pentru a se distra și a se simți bine. În momentul de față, Rânca este cea mai vizitată stațiune montană din România. Cei care au fost în ultima săptămână în stațiune au aglomerat pârtiile de schi, iar sute de oameni s-au bucurat de zăpadă. Atât de mare este aglomerația încât unii turiști au constatat că nu au cum să prindă masă liberă la restaurantele pensiunilor din preajma pârtiei.